Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Nicosa și astăzi, după cum ați văzut în imaginile de la începutul clipului, am plecat în plimbare și am ajuns din nou în Cluj. Ce vom face aici? Vom face episodul acela special și vom răspunde la întrebările voastre. Prima întrebare vine din partea lui Mepseo România, care ne întreabă: mai sunt cai sălbatici în lume? Din păcate nu mai există cai sălbatici în lume. Se credea până acum ceva timp că mai există o singură populație de cai sălbatici, însă s-a demonstrat chiar anul acesta, printr-un studiu genetic, că de fapt ei provin din crescătorii. A doua întrebare vine din partea lui Ion Gorun. Ce pești nu au vizică notătoare? Într-adevăr, am vorbit eu la un moment dat despre pești, cum înoată peștii, și v-am zis acolo că peștii au vezică notătoare care îi ajută la not. Și într-adevăr sunt pești care nu au vezică notătoare și am să-ți dau un exemplu: rechinii. Rechinii nu au vezică notătoare. Roxescu ne întreabă dacă animalele au dureri de cap și leșină din când în când. Ei bine, da, animalele pot leșina și probabil ai văzut aceste căprițe. Până acum 5 ani nu se credea că animalele au dureri de cap, dar un medic veterinar a făcut un studiu și a demonstrat că de fapt și animalele pot avea dureri de cap, în special câinii și pisicele. Ion Gorun ne întreabă din nou: care sunt cei mai renumiți somni de acvariu? Dacă prin renumiți înțelegi cei mai comuni somni de acvariu, ei bine, aceștia sunt peștii Corydoras. E adevărat că nu seamănă cu un Silurus glanis. Ion Gorun întreabă care sunt cele mai veninoase creaturi din lume. Nu vreau să-ți dau acum răspunsul din cele mai populare topuri din documentare. Vreau să-ți spun care animal cred eu că este cel mai veninos animal din lume. Personal consider că mamba, șarpele mamba, mamba verde și mamba negru sunt cele mai veninoase animale din lume, iar oamenii intră foarte des în contact cu ei. Și bineînțeles că se întâmplă tot felul de accidente, de aceea îi consider cele mai veninoase animale din lume. Ion Gorun din nou întreabă care sunt cele mai rare specii de rechin din lume. Personal aș spune că rechinul balenă este cel mai rar din lume, dar mai există o specie de rechin. Ion Gorun din nou întreabă care sunt cele mai ciudate animale din România. Personal nu consider că animalele sunt ciudate, ele sunt adaptate pentru mediul lor de viață. Mario Seizu întreabă de ce nu se taie melcul pe o lamă. Mario, probabil ai văzut episodul meu cu melcii. Ei bine, datorită acestui mucus, el nu intră niciodată în contact cu suprafața pe care merge. Mepseo România întreabă: poate o pasăre zburătoare să ridice un copil mic? Ei bine, Ionuț, da, dacă e vorba de un nou născut. Și mai avem un avantaj, faptul că noi nu suntem în meniul lor. Ion Gorun întreabă care sunt cele mai rare animale din România. Ei bine, Ion, să știi că sunt foarte multe animale rare în România, și asta datorită distrugerii habitatelor și poluării. Și ca să-ți dau câteva exemple, boa de nisip este o specie foarte rară, care până acum câțiva ani a fost considerată dispărută de la noi din România și a fost redescoperită. Și alte exemple: șopârla de nisip, capra neagră, corbul. Roxescu mă întreabă: lupii cântă la lună. Aceasta are vreun efect asupra lor? Dacă ne aducem aminte, lupii sunt animale care trăiesc în haită
și își păzesc un teritoriu. Comunică de fapt între ei. Lumea cățeilor jucăuși mă întreabă dacă musca trăiește doar o zi, e adevărată teoria sau cât trăiește? Sper să-mi răspunzi la întrebare pe video. Lumea cățeilor jucăuși, uite că răspund la întrebarea ta în acest video special și vreau să-ți spun următoarea chestie. Musca, după metamorfoză, are aparat bucal, ceea ce înseamnă că trăiește mai multe zile. Singurele insecte care trăiesc o zi sunt efemeropterele, dar despre ele într-un alt episod. Și cât trăiesc depinde de specie. Unele trăiesc 10 zile, altele mai mult, depinde de specie. Mario Seizu întreabă de ce salamandrele când sunt pui prezintă un fel de branhii. Mario, să știi că acele nu sunt un fel de branhii, sunt chiar branhii și le ajută la respirație. Deoarece larvele de amfibieni, așa cum sunt larvele de salamandre, larvele de tritoni și chiar mormologii de broască, nu au plămâni. Plămânii se dezvoltă mai bine după metamorfoză și ca să supraviețuiască în apă trebuie să respire și atunci au branhii externe. Ești murdară toată. Te întinzi? Da? Da. N-ai nicio treabă.